Bine v-am regăsit, dragi prieteni, o nouă dezbatere, de acum ne aflăm pe finalul campaniei electorale și noi de asemenea, postul de televiziune Euro TV, închidem seria dezbaterilor și a oglinzilor electorale. Am invitat în platou pe doamna dr. Iulia Ștefănescu de la ANR. Bună și seara. Un domn independent, un candidat independent, se numește Cosmin Curelea. Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bună seara, mă bucur că ați acceptat invitația pentru această dezbatere. Și haideți să și procedem la treabă ca să nu pierdem timp. Oamenii sunt curioși să știe de ce vreți să candidați și de ce ați făcut acest exercițiu, această încercare, care pentru fiecare a fost foarte grea. Am văzut la majoritatea celor care au intrat în această horă, să zic așa, că sunt pe ultima sută de metri, unii dintre ei abia își mai țin sufletul, unii își dau duhul de-a dreptul, dar alții încă mai au energie și putere și umor. Asta este cel mai frumos lucru. Deci prima întrebare o să fie în felul următor. Cum ați văzut dumneavoastră această campanie? Doamna dr. Ștefănescu, vă rog. O campanie frumoasă, elegantă, cu suișuri și cu coborâșuri, dar, în principal, din punctul meu de vedere, e o campanie care s-a adresat pacienților mei, băgăoanilor mei, oamenilor mei de suflet, care m-au rugat ani de-a rândul de ce nu votez eu, că mi-ar da mie votul. Așa? De ce nu candidați dumneavoastră? Da. Acum candidez și aștept să... Să vedeți votul împlinit. Da, să le obțin voturile. Sigur că da. Dumneavoastră, domnule Cosmin Curelea, mă rog, ca și independent, cum s-a văzut din zona aceea? Cu totul altfel de campanie electorală față de cele anterioare, din anii anteriori, de acum 4 ani, de acum 8 ani. Faptul că s-au permis numai la vizier, faptul că numai cu pliante electorale, faptul că s-au interzis gălețile, sacoșile, cum un partid, PSD-ul, trebuie să-i dăm numele, a procedat în anii anteriori. Iată că deocamdată am avea cu toții șanse egale, atât independenții cât și partidele, dar vom vedea duminică, pe 11 decembrie, ce procente vom obține fiecare. Ați simțit cumva pe pielea dumneavoastră ceva lucruri care nu v-au convenit, care nu au fost în conformitate cu legislația, că s-au încălcat niște lucruri la care cu toții ați căzut de acord? Am nemulțumiri. Faptul că am adunat atâtea mii de semnături, 6700 de semnături, la fel cât și cele mai mari partide la nivelul județean, faptul că am fost vizibil, iar partidele nu, partidele mari, probabil și-au făcut semnăturile prin birouri sau nu avem explicație, fiindcă n-au fost văzuți cu corturi, n-au fost văzuți la nici PNL-ul, nici PSD-ul, n-au fost văzuți pe teren la adunat semnături. Au fost văzuți independenții și câte un partid mai mic. Asta e o nemulțumire. O altă nemulțumire, ei încearcă să păstreze tacticile campaniilor anterioare. Încă mai încearcă să-și promoveze afișele pe garduri, în afara locurilor prevăzute de lege. Am văzut în județ banere cu PSD-ul, ceea ce este ilegal. S-au făcut unele sesizări. Ies în campanie și promit aceleași lucruri care le-au promis, să ne aducem aminte de milionul de locuri de muncă în care USL-ul le-a promis acum 4 ani și vin cu aceleași promisiuni, cu aceleași minciuni. Deci faptul că am adunat atâtea mii de semnături, la fel cât PSD-ul, iar noi, independenții, am fost trecuți în coada listei, drept dovadă le-a ieșit teamă și au făcut legea astfel încât partidele să fie la început de listă, partidele parlamentare, iar noi, independenții, noi românii, care am muncit, am fost vizibili pe teren, ne-au trecut pe locul 29, de exemplu, eu, independent. Dar cu atât mai mult fac un apel către susținătorii mei să se mobilizeze în ultima perioadă de campanie electorală și să meargă la vot și să convingă alte persoane că acel loc 29 este de găsit. Cine vrea să mă voteze, mă votează.
Dumneavoastră, doamna doctor, pe ce loc sunteți pe liste? Pe locul 8, Alianța noastră. Așa. România. Dar ca să știe lumea. Pe locul 8, da, și sunt pe prima poziție la Camera Deputaților, dar vreau să îl completez într-un fel, să-i atrag atenția colegului nostru că, sau colegul meu din platou, că s-a tras la sorți. Deci poziția de pe buletinul de vot este tras la sorți. Nu e o... Pentru partide. De la bun început, independenții în toate județele au fost trecuți ultimii. Numai în județul Bacău. Legea a fost făcută astfel încât să favorizeze partidele. Deși noi, independenții, am adunat la fel de multe semnături cât PNL-ul sau cât PSD-ul, nu ne-a dat o șansă să fim și noi tras la sorți, măcar. Da, doctor, vreau să vă întreb ceva. De exemplu, un exercițiu. Dacă nu ați fi făcut parte dintr-un partid, deși se știe că dumneavoastră, imediat după Revoluție, ați intrat în PNţCD și v-ați remarcat, ați fost și consilier, ați lucrat foarte mult pe zona aceasta. Da. Dar, de exemplu, dacă n-ar fi trebuit să mai fiți într-un partid, ca independent, ați fi venit în fața alegătorilor? Niciodată. De ce? Pentru că mi se pare că nu pot să-mi duc la îndeplinire planul meu dacă n-am susținători. Chiar dacă ajung în Camera Deputaților, nu, ca să pot să fac un proiect sau să inițiez un proiect, îmi trebuie niște semnături ca să-l pot iniția. Semnăturile alea nu ți le dă unul independent. Adică nu le poți obține. Trebuie să ai o susținere de partid, de doctrină, de... Nu, asta știu sigur, pentru că și în Consiliul Local, când am fost consilier în 92-96, noi erau doi independenți și cei doi independenți n-au reușit niciodată să promoveze un proiect de lege. Uh-huh. De ce? Pentru că nu aveau susținere. Da, da, da. De unul singur nu poți. Părerea dumneavoastră care este? Uite așa, de unul singur voi face o surpriză plăcută duminică seara. Ați fost și dumneavoastră la un moment dat într-un partid sau nu? Partidele și... își promovează aceiași parlamentari în fruntea listelor. Să nu ne mirăm că pe 11 decembrie majoritatea din cei 6 de parlamentari vor fi aceiași care se regăsesc în ziua de astăzi. Aceiași care dar noi nu. Cum ar putea fi posibil? La noi nu. Cum ar putea fi posibil? Și votul de astăvară ne dă un semn pozitiv. Adică? Electoratul județului Bacău și nu numai în județul Bacău s-a cam săturat de partide și au dus un vot către independenți. Municipiul Bacău, în total independenți, a avut peste 20%. La Onești, independent, a avut 14%. În fiecare județ, în fiecare oraș, există un procent de peste 10% independent. Spune mult. Din cei care s-au prezentat la vot, s-au prezentat 30%. Noi trebuie să gândim din 70-80% cât înseamnă procentul ăla. Din 30%, 14% înseamnă puțin. Noi trebuie să ne... Bazinul electoral ne adresăm bazinului. Și ați văzut și dumneavoastră care sunt mișcările. Nu aveți toate informațiile, nu aveți toate. Vă respect, dar îmi păresc că sunteți dezinformată. Procentul a fost mai mare astăvară la locale decât 30%. 35% a fost. Decât spuneți dumneavoastră. Ba da, 35%. Ziceți dumneavoastră. Poate la Onești ar fi fost mai mulți, dar la Bacău nu. Eu am datele din județul Bacău. Și în București, tot 35%. Să nu credeți că dacă vor veni mai mulți la vot, procentul independenților va fi mai puțin. Din contra, cei care vin la vot, vin cei care s-au săturat de partide, vin cei, poate nu neapărat pentru independenți, dar vor veni cei care s-au săturat de marile partide, de PSD, de PNL. Păi, asta am subliniat mici, și eu. Care au apărut acum. Că bazinul electoratului partidelor mari e același, 30%. Noi trebuie să ne adresăm celorlalți între 30% și 100%, adică 70%, să ne voteze pe noi, că noi avem mai multe șanse să ieșim decât au ei. Eu asta mă adresez tuturor. Bun, haideți acum, dacă tot am atins și subiectul ăsta politic și electoratul și toate celelalte, independenți sau neindependenți, eu vreau să vă pun o întrebare la amândoi. Cum vi se pare politizarea în
toată structura societății românești și ne referim aici și la Bacău. Adică în toate zonele descentralizate, în sănătate, în educație, cam peste tot, dacă nu ești membru de partid, nu ești bun. Poți să fii destul de nătânguț, dar dacă ai carnet de partid, sănătate, e bine, poftim, locul dumneavoastră este asigurat. E în regulă așa? Mi se pare în regulă sau să fii director de spital? Eu nu supăr pe nimeni, că n-am nicio treabă cu nimeni. Da, ca idee vorbesc. Nici n-apucă omul să-și ducă planul la bun sfârșit și deodată trebuie să-și ia bagajele, proiectul să plece, că vine altcineva și bagă alte, implementează, mă scuzați, alte proiecte. Ce părere aveți? De 27 de ani de la Revoluție, să nu ne mire că s-a politizat tot sistemul. Dar un semnal l-au dat învățământul în această toamnă. Faptul că s-au făcut concursuri pentru ocuparea posturilor de directori pare a fi un semnal pozitiv. Și eu cred că glumiți. Eu cred că glumiți. Știți foarte bine că posturile au fost ocupate politic. De ce? Haideți să o spunem pe nume. Dacă eu greșesc, îmi cer scuze. Dar dacă nu greșesc, cine își cere scuze? Să vedem pe viitor cum directorii de școli vor manifesta interesul pentru vreun partid sau altul. Dacă își văd de treaba lor de școli, de elevi, de o bună administrare a școlilor sau vor răspunde de anumite secții de votare. Că până acum cam așa a fost. Îți dau cu tare secții de votare, dacă îmi faci procent, vei fi director. Sau cam așa au fost indiciile până acum. Să vedem că s-au sesizat. Presa a făcut un semnal de alarmă și s-au organizat concursuri. Eu vă înțeleg pe dumneavoastră că sunteți acum așa foarte atent și normal că aveți abilitatea asta, că mergeți exact pe muche de cuțit, că sunteți profesor. Vă înțeleg, serios. Acum, că vorba aia, dacă nu, vă întoarceți la catedră și vă luați papara. Asta e altă poveste. Dar eu mă așteptam să am de la dumneavoastră un răspuns sincer, onest și categoric, ca un profesor, ca un om care sunteți acolo la catedră și care poate că v-ați săturat să vedeți că sunteți mereu ba pus să faceți nu știu ce tabele, ba să faceți curicula, ba să mai faceți nu știu ce rapoarte și nu mai aveți timp de copii, de cei pentru care ați venit acolo. Și e meseria dumneavoastră. Când v-ați dus în meseria, a zis, băi, mă duc acolo că îmi place. Îmi place să lucrez cu copiii. Da? Dar cum vă simțiți dumneavoastră când vedeți că acolo e cineva care răspunde la apeluri politice? Repet, dacă greșesc, îmi cer scuze. Nu m-am confruntat cu asemenea neplăceri. Sunt colegii mei, îi cunosc aproape pe toți în tot județul. Noi ne-am văzut de treabă, directorii fiecare cu atribuțiile lor. Nu ne-am la vedere, nu știu ce au făcut în timpul campaniilor electorale, dar colegii mi-au luat apărarea, nu m-au șicanat cu absolut nimic. Eu mi-am văzut de meseria mea și directorii și-au văzut de activitatea lor administrativă. Oare n-am pus eu bine întrebarea? Corect întrebarea? Da, doctor, vă rog. Din prieteni de-ai mei și din alte județe mi-au spus că n-au putut candida datorită faptului că au fost funcțiile au fost trimise cu mesaj, adică trebuia să fie ăla sau ăla. Deci nu pe proiecte și nu pe proiecte manageriale, ci pur și simplu pe oameni care sunt fideli sistemului sau, mă rog, partidului din care proveneau. Bine, haideți să intrăm acum într-o altă zonă. Am să mă refer aici la... Hai să vorbim un pic despre defrișări din județul Bacău, că suntem campioni, suntem extraordinari. Vorbim un pic despre defrișări, domnule Cosmin? Sigur că da. Da? Ați văzut pe pliantul meu electoral? Eu am văzut pe pliantul dumneavoastră electoral multe, sincer. L-am în față, l-am văzut, sigur că da. Dar am văzut mult mai multe lucruri care se întâmplă în județul Bacău.
Și mă tot întreb așa și eu de o vreme încoace, chiar nu se poate face? Eu înțeleg că trebuie din când în când ecologizată pădurea, că există un procent de... Nu sunt specialist în silvicultură, dar nu e mare lucru să te duci pe Google și să sesizezi niște lucruri, da? Deci ecologizarea pădurilor trebuie făcută în fiecare primăvară. Dar restul, cine vine să ecologizeze, între ghilimele, pădurea, defrișează-o de la pământ? Ok, o de la pământ. Unde se duce lemnul? Pentru doamna doctor sau pentru mine e întrebarea? Cum? În ce ordine? Pentru amândoi. Cine dorește să răspundă primul? Dau prioritate, doamne. Vă rog, doamna doctor. Eu știu că este atacată firma austriacă în privința defrișărilor și unii spun... că au cumpărat, alții că au cumpărat păduri și defrișează. Ei cumpără doar lemnul. Noi, eu am fost și am făcut un pic de investigații pe tema asta. Cumpără doar lemnul, oficial, de asta nici nu se oprește nicio mașină de la Schweinhofer, pentru că ar încălca legea, dar e bine, dă bine, ca să spunem așa, uite ce face firma asta. Adevărul este cu totul altul și noi știm foarte bine, au fost retrocedări de toți munții ăstea din jur, de la Său mai departe, tot au fost retrocedări. Că e Prințul Paul, că, așa, că s-au făcut intermedieri de tot felul, că sunt, nu știu cine să-mi vinovați, că nu am făcut asemenea investigații, că nu am căderea. Dar știu din presă, presa a spus că s-au făcut retrocedări trei munți, mi se pare chiar mult de tot. Suprafețe imense. Poate eu urmăresc, sunt abonat la ziarele astea locale de pe vremea, am rămas așa cu o nostalgie de pe vremea când eram consilier local, să știu ce este în cetate. Și urmăresc tot ce se scrie și chiar sunt abonat. Și atunci ziare, adică pagini întregi de ziare au relatat cum s-au făcut și cum s-au retrocedat și da, ce și bani până la s-au... urmă tot nu s-a spus sunt adevărul în, și miezul. Sunt a rămas tot acolo. Sunt în decurs, sunt pe parcursul proceselor procese, și așa mai departe. Da. Nu putem să dăm noi verdicte. Dar ceva în neregulă este. Ceva se întâmplă. Da. Se întâmplă sau nu, doamna Curelea? Sunt cetățean al județului Bacău și al Văii Trotușului. Spun totul când am spus de Valea Trotușului. Cât am fost primar... Spuneți totul! Acum ați spus Valea Muntelui. Corect. Valea Muntelui, da. Valea Trotușului. Vă rog. Cât am fost primar, am îndrăznit să pun o taxă de drumuri pentru mașinile care transportă material lemnos. N-am știut eu atunci pe cine deranjez, dar m-a costat acea taxă de drumuri. Faptul că au și o putere. Pe cine ați deranjat, domnul Curele? Deputat era atunci domnul Hrebenciuc, foarte mulți privați în zonă care exploatează pădurile, care transportă cu camioanele și asta material. V-a costat? M-a costat. Mulți mi-au sugerat, chiar și în ziua de azi, las-o un pic mai moală cu defrișărilor, cu defrișările, fiindcă cum sunt... Cum era gluma aia, las-o așa... Da. Că sunt puternici, merge. S-au înstărit... și au și cârdășia politicului cu lemnul, că aici numai un independent a avut curajul să treacă într-un pliant electoral oprirea defrișerilor. Am fost uimită să văd că... Mă așteptam să văd că spune PSD-ul în județul Bacău. Normal, cum să spună PSD-ul despre defrișeri? Un independent are curajul, nu a abandonat ideea cu oprirea defrișerilor, nu cu diminuarea, cu interzicerea tăierilor. Bun. Și facem un exercițiu. Să presupune că sunteți în Parlament, amândoi, problema defrișele. Ce veți face dumneavoastră ca să opriți lucrurile astea sau cam ce propunere ați avea de făcut? Și încep cu dumneavoastră întâi, domnul Curelea, fără să fiu nepoliticoasă, doamnă.
Eu am toată încrederea că în fiecare județ va intra câte un independent. Deja se poate forma un grup al independenților. Mai sunt candidați buni în toate județele. Deja când ai un grup de 30-40 de deputați, poți să-ți promovezi ceva în Parlament și poți să te axezi pe un anumit subiect, le poți propune celorlalți parlamentari care au mai încercat, dar normal că a intervenit politicul, mafia lemnului, din contra unele localități s-au făcut cetățeni de onoare, cei care au tăiat pădurile. Foarte tare, da, au și avut, foarte frumos. Cum? Au avut curajul să premieze elevii cu câte un pix și câte un caiet la final de an și uite ce mare beneficiu ne-a făcut un tăietor de lemne dintr-o anumită localitate, X sau Y, și să haide să-l recompensăm cu titlul de cetățean de onoare. Foarte urât din partea acelor primari că au desemnat tăietorii de lemne cetățeni de onoare când ei au făcut praf pădurile județului Bacău. Județul Bacău... Să am o rugăminte, să nu le mai zicem tăietorii de lemne, pentru că aducem oarece pată pe branșa asta chiar a tăietorilor de lemne, care sunt oameni care muncesc la pădure. Nu, eu nu vor... Defrișatorilor, iată, sună foarte bine, perfect. Da. Da, totuși, trebuie să ne gândim că ei n-au fost premiați neapărat la nivelul cetățean de onoare. I-a dat o diplomă și gata. Gândiți-vă că au fost pe primele locuri în Parlamentul României și majoritatea sunt acolo și fac legi pentru ei. Asta trebuie să subliniat, nu ce spuneți dumneavoastră că a fost cetățean de onoare și la comuna X, unde? Nu! Nu, dar chestia asta, stați puțin, doctor, cetățean de onoare i-au conferit un oarece drept de libertate, de liber proprietate. Da, e adevărat, dar dacă el a ajuns pe listele unui mare partid în Parlamentul României, păi el și-a pecetluit legea. Ei și sponsorizează campaniile electorale, atât la locale cât și la parlamentare. Normal că cele mai mari partide n-ar să spună nimic de defrișatori. Domnule Prelea, sunteți pe zona aceea. Pe dumneavoastră cine v-a susținut în campanie? Acest defrișător de lemne autoritatea, v-au dat vreun ban? Autoritatea electorală permanentă poate să spună câți bani am cheltuit eu astăvară, 1400 de lei în campanie electorală de la locale. Uh-huh. Iar acum nu am trecut de 4500 de lei. Pliante electorale, cât credeți că ar să coste un pliant electoral? Și îl dau eu din mâna mea personal. Și l-am dat și îl voi mai da în campania electorală. Nu știu, pentru că am fost uimită să constat că sunt unele partide, care pur și simplu ne-au invadat scările blocurilor cu flyere, cu nu mai știu ce, cu ziare, manifeste mari, și așa mai departe, cu manifeste, cu anti, nu știu cum să le numesc, anti-flyere, poftim dacă așa, adică mi se pare de acum un gest care nu prea mai ține de politică, ci de cu totul altă zonă. Și au permis parlamentarii. Bani aruncați. Domnul Curelea, dar de ce nu și-ar permite parlamentarii ca să zică, stai mă, că uite, fac și eu numai atâta, că uite, e poza mea, scriu aici o chestie și cine e curios, după aia, uite, venim, spunem cu tare. Și de restul de bani, că de acolo, bă, hai să-i ducem, uite, la școala cu tare, în satul cu tare, nu avem creșe, nu avem încă, mă rog, toate dispensarele sunt cum sunt. Mai mă duc să cumpăr un aparat de nu știu ce și îl donez. De teamă că vor pierde alegerile, multe partidii nu vor intra în și Parlament. Și ei cred că cu consumul ăsta de hârtie, apropo că vorbeam de hârtie și de lemn, săraci copaci plâng în picioare. Eu cu pliantul ăsta care îl vedeți în mâna mea, le voi da o lecție partidelor pe 11 decembrie, de vor ține minte mulți ani de acum înainte. Uite, așa, aveți alături un partid și la acest partid o să-i dați... Este un partid în formare, doamna doctor, o respect, nu știu foarte ce... Frumos, din elegant. Sondajele văzute la nivel național, partidul dumneai pare că nu intră în Parlament, sau poate intră, este la limită, dar mai sunt și alte partide unde sunt la pragul electoral. Și chiar dacă au... De partidele mari vorbesc, de PSD, am înțeles, de PNL... Am înțeles, da. Noi intrăm în Parlament, să știți, că suntem un partid care creștem. Dar și avem... Suntem oameni care avem în spate o carieră. Știți, asta contează extraordinar de mult. Noi
Nu suntem așa niște politicieni care am venit ieri și astăzi vrem să intrăm în Camera Deputaților sau în Senatul României. Nu! Suntem oameni care avem în spate o carieră, avem una profesională, una liberală, una de familie și așa. Deci nu... Dacă mă iau pe mine, de exemplu, eu moștenesc de la străbunicii mei tot ce se cheamă politic și PNCCD. Ce scrie acolo? Scrie că luăm un pic de pauză. Da. Deci o să ne întoarcem peste câteva minute.